Serviciile de informații militare ale Ucrainei au anunțat faptul că Denis Kirev, un membru al echipei de negociere a Ucrainei cu Rusia, era ofițer și a fost ucis în timpul unei misiuni. Autoritățile anunță că ofițerul a fost ucis în timpul îndeplinirii sarcinilor speciale alături de alți doi angajați ai Departamentului de Informații al Ministerului Apărării din Ucraina. Au murit apărând Ucraina, iar fapta lor ne-a dus mai aproape de victorie, scriu reprezentanții serviciului într-o postare pe Facebook. Informații neoficiale au circulat pe internet cu privire la moartea ofițerului. Au existat speculații potrivit cărora Serviciul Secret Intern Ucrainean l-ar fi împușcat pentru presupusă trădare. Denis, membru de rang secund al guvernului și expert în domeniul bancar, ar fi fost arestat de Serviciul Secret, iar apoi împușcat. Sunt 13 zile de când Rusia a început ofensiva asupra Ucrainei. Conform primelor informații, primarul orașului Port din sudul Ucrainei, Vadim Boichenko, a afirmat că orașul se confruntă cu o blocadă umanitară, fiind lipsit de toate utilitățile. Militarii ruși au distrus toate cele 15 linii de înaltă tensiune din oraș, rămânând fără electricitate de 6 zile. Localnicii tremură de frig în apartamente, deși termocentralele funcționează pe bază de electricitate.